biografia fostului prim-ministru britanic Liz Truss, o biografie scrisă de jurnaliști, amintește un moment petrecut în anul 2022 în care Marea Britanie se pregătea pentru un atac nuclear al Federației Ruse. La momentul respectiv existau informații cât se poate de certe, venite din partea serviciilor britanice și mai ales din partea serviciilor americane, conform cărora Putin era gata să apese butonul nuclear pentru o demonstrație pe care ar fi vrut să o facă în Ucraina sau în Marea Neagră. Probabil că cei care au fost foarte atenți la știrile de război își aduc aminte că la Digi24 am vorbit de multe ori despre această posibilitate, despre acest pericol, despre acest avertisment. Se pare că a fost unul cât se poate de real, pentru că în această biografie sunt relatate momentele în care premierul pe vremea aceea, Liz Truss, analiza cu mare atenție, ore întregi, nopți întregi, hărțile meteo. Era interesată doamna prim-ministru mai ales de direcția vântului, pentru că pericolul era unul real. L-am invitat alături de noi pe Sandu Valentin Mateiu, este analist politico-militar. Bună seara! Bună seara! În primul rând, cum le spunem telespectatorilor, cum le-am spus deja, informațiile nu sunt noi, au fost vehiculate atunci în presă. Cum vi se pare dumneavoastră această întărire, faptul că regăsim această amenințare, inclusiv în biografia premierului britanic? Cred că în articolul din Newsweek se face o confuzie. Cartea lui Cole a apărut în 2022, dar acum memoria lui doamna Truss, care se numește Ten Years to Save the West, a apărut în 2024 și cred că acolo asta este referirea, cartea în care apare informația. Dar trebuie să fim atenți la faptul că deja un colaborator de al dânsei a refuzat să comenteze, în sensul în care informațiile sunt atât de sensibile, încât confirmarea lovitura deasupra Ucrainei, eventual deasupra Mării Negre, se evite să se facă. Se știa despre faptul că au existat două momente în care amenințarea cu arma nucleară din partea Kremlinului a fost aproape să se materializeze. Odată când a început conflictul, vestul s-a așteptat la o asemenea acțiune, iar a doua, mult mai aproape de pericolul real, a fost în octombrie, exact când doamna Truss își încheia mandatul. Ea a început ca ministru de externe și în carte spune cum încerca împreună cu americanii să-i convingă pe europeni și chiar și pe ucraineni că urmează ca Putin să atace, și a terminat ca premier după câteva zeci de zile în octombrie. Avem confirmarea din cartea lui Bob Woodward despre acest pericol, momentul în care secretarul apărării american, Austin, i-a telefonat lui Shoigu și l-a atenționat să nu lanseze o lovitură nucleară. Era perioada toamna lui 2022, când rușii erau într-o situație dificilă după ce ofensiva lor eșuase. Credeți că în actualele condiții ar mai avea nevoie Rusia de o astfel de lovitură? Se vorbea atunci despre o bombă nucleară tactică, iar lovitura ar fi avut un efect de a-i speria pe toți cei care ar fi fost dispuși să ajute Ucraina. Plec de la exact acea discuție pe care avem acum Austin Shoigu și știm cum arată pericolul ca rușii să o folosească, deci o situație în care ei se află dificil pe front. Și în clipa de față nu este cazul. În clipa de față ei avansează, sunt în ofensivă, probabil că Putin a dat ordin ca până pe 20 ianuarie să se cucerească cât mai mult, recuperarea Kurskului și să se cucerească cât mai mult din Donbass pentru a avea o poziție cât mai puternică în eventualitatea unui plan de pace american. Vă surprinde că această informație nu este confirmată oficial? Dacă e să ne gândim, e vorba despre un război care în continuare în desfășurare, e o perioadă scurtă de timp trecută de atunci, cred că nu e surprinzător că nu avem o confirmare oficială. Nu, și cred că nu va exista. Ce știm în clipa de față este doar faptul că Bob Woodward n-a transmis dialogul dintre Austin și Shoigu, în care Austin îi transmite, știm că vă gândiți la posibilitatea lansării unei arme nucleare, vă sfătuim să nu o faceți, și vine cu argumente, ultimul fiind aproape o amenințare, la care Shoigu spune
nu sunt obișnuit cu amenințările, iar Austin îi răspunde, sunt ministrul apărării unei mari puteri, nu fac amenințări. Ăsta a fost momentul. Dacă ne amintim, atunci era deja Rusia începuse cu acel pretext, pregătea terenul cu laboratoarele în care ucrainienii dezvoltă arme nucleare, arma murdară și așa mai departe. De obicei pregătesc terenul învinuind adversarul de așa ceva. Cred că în clipa de față suntem departe de această posibilitate, dar trebuie să avem în vedere că tot timpul Kremlinul a amenințat cu arma nucleară, de la retorică până la modificarea doctrinei. Donald Trump, președinte ales al Statelor Unite, se fac multe speculații în legătură inclusiv cu planul de pace, cu strategia pe care ar avea-o pentru a obține pacea în Ucraina. La ce vă așteptați? Cred că este prudent în clipa de față să vedem numirile din administrație și deja pentru partea de securitate națională și Departamentul de Stat avem loialiști, dar cam veniți pe ultima sută. În fond sunt conservatori. Și chiar mesajul domnului Walt astăzi suna de genul nu vom lăsa, vom ține aproape aliații. De aceea mă aștept ca acest plan de pace să nu fie o abandonare a Ucrainei, ci un plan de pace care ar obliga ambele părți la concesii. Sper mai mult decât cred să nu fie pierderea controlului asupra Ucrainei, pentru că dacă Rusia obține controlul asupra Ucrainei, suntem țara care pierde cel mai mult. Da, Crimea cred că nu va mai intra în discuții, vom avea o înghețare pe acea linie a frontului, vom vedea dacă apare zona demilitarizată, cum se va accepta comunitatea internațională teritoriile ocupate de Rusia, republici separatiste și cine va asigura forța de dezangajare. Nu mai vorbim de faptul că Ucraina trebuie să renunțe la această fata Morgana care a fost promisiunea că va intra în NATO, dar să obțină în schimb garanții de securitate. Sunt sceptic mai ales la capitolul Kremlin, pentru că nu văd un Putin care să fie obligat să vină la negocieri. Mai degrabă va da această idee. Noi, din poziția pe care o avem, acceptăm să mergem la negocieri, nu suntem presați la negocieri și are multe de pierdut. Trebuie să vedem care va fi relația Rusia-China, pentru că Statele Unite vor fi interesate în primul rând de această relație. Nu? Rusia trăiește prin China. Sunt mult mai multe lucruri mult mai complicate decât ideea în care planul de pace aruncă Ucraina în brațele Rusiei. Și europenii, nu știu dacă vor accepta în situația în care Statele Unite opresc ajutorarea Ucrainei, nu cred că europenii vor face același lucru. Mulțumesc, Sandu Valentin Mateiu, analist politico-militar în direct la Digi24. Imaginile zilei acum le vom privi împreună, vin de peste ocean, întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, președintele ales, și Joe Biden, președintele în exercițiu, s-a încheiat în urmă cu puțin timp, după aproape 2 ore. Președintele în funcție l-a primit cu felicitări pe succesor și a promis că îl va ajuta în perioada tranziției. Întâlnirea liderului actual cu cel ales este un obicei în Statele Unite, un obicei după alegeri. Tradiția a fost încălcată totuși de republican în urmă cu 4 ani, când a refuzat să-l primească la Casa Albă pe președintele ales atunci, Joe Biden. President-elect and the former president, thank you, Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So, good. Welcome. Thank you very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Joe. You're welcome. Thank you all.